Adică vorbeai mai devreme despre cum țineau uzinele jucătorii, cum îi țineau în priză, cum îi plăteau. Și ce vreau să te întreb, ce părere ai despre cazul făcut în jurul lui Albu și a lui Borza, cu ieșirea lor în club și apoi scoaterea din lot și amendarea lor? Nu știu cum mai a fost. După meci, eu știu că sunt liber, nu mai e cum era pe timpul nostru, dar acum ei au jucat de deplasare, după câte am înțeles. Și acum ce să facă, mai ales și când n-ai ce face sau ceva, mai bă, să mergem la un film, nu prea mai e, că înainte la filmele, dar așa, hai să bem mulți prieteni. Problema a fost că a venit după înfrângerea aia de acolo, de la Iași, cu 3-1, a fost... Păi știi cum e, poți să iei, care înfrângere, care dacă câștiga, tot aia e, că n-au ce să facă, stătea la hotel, ce să facă, hai să bem o beră. Și dacă câștigă, nu mai zicea nimeni nimic. Asta da, asta da, asta așa este. Sigur. Dar situația a fost de așa natură. Da, îți mai aduce aminte, nu știu, o situație asemănătoare când ai fost matat? Pe timpul nostru, cum mai vreau. Tot așa. Dar dacă pierdeai, gata, era scandal mare. Te suspenda, te vezi, Doamne, nu te mai băga etapa elanta, nu știu ce, chiar dacă erai bun. S-a întâmplat cu jucători buni. Dar crezi că era mai bine pentru Rapid doar să le dea o amendă babană, o amendă puternică jucătorilor și apoi să-i lase în pace? Sau e bine că i-a și suspendat pentru un meci, că înțeleg că au fost reprimiți în lot? Vreau să spun ceva. Degeaba fapta a fost făcută, pierdută, a fost pierdută, după aia, parcă o amendă era bună și primiți înapoi și atunci aș căuta să-și plătească amenda, să muncească să fie ceva mai bine, așa cred eu, că dacă îi ții ce câștigi. Așa aș face eu, dacă, și dacă îi dau amendă, da, dar suspendat. Dacă, mai ales că dacă e băiat de al tău, adică titular, cum sunt băieți ăștia aici, ai nevoie de ei. Da. Cum ți s-a părut fundașul ăsta stânga? Nu știu dacă ai apucat să vezi ultimul meci. Băiatul ăsta de-a luat locul lui Borza în partea stângă acolo. A luat și gol. Păi și Borza ce? L-a luat la afară, pe față. Adică nu s-a văzut diferența, să zic, dar am avut șanse bune la meci ăla, că a trecut niște mingi pe lângă poartă la 2-1 pentru da, noi, da, a zis da, da, că, da, da. Uite așa făceam, mă strâmbam. Și am avut șansa, adică și norocul, până la urmă, câștigat.